ferie pe nimeni. Victor Fleraș vorbește în emisiunea de azi despre simptomele care apar în această etapă de viață și despre modalitățile prin care poți trece prin criză cu demnitate și înțelepciune. Victor Fleraș este psiholog și psihoterapeut cu master de psihanaliză și formare la Asociația Română de Psihoterapie Analitică, cu practică de cabinet care se bazează pe psihoterapia junghiană. Pentru unele persoane se întâmplă să constate că și-au trăit viața mai mult sau prima parte a vieții mai mult după așteptările celorlalți. Un bărbat poate să-și dea seama că a fost un tată bun, dar nu își cunoaște pasiunile. Nu știe ce îl animă, ce îl face să se simtă viu dimineața. Da? Și asta duce la o formă de depresie. Pentru o femeie poate fi o constatare a faptului că nu mai e suficient să-și trăiască viața din perspectiva imaginii și a corpului. Sau pentru o altă femeie poate fi constatarea că și-a sacrificat prea mult din viață pentru familie și nu și-a trăit propria viață. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, tiparele de comportament se rigidizează și e cu atât mai dificil să facem schimbări. E firesc să se întâmple asta pentru că ceva din interiorul nostru ne cheamă către mai mult. Da? Există niște potențialități care încă n-au fost explorate, chiar în cazul unor oameni care trăiesc vieți din plin și bogate. E ceva acolo care a fost uitat, care n-a fost încă descoperit. Victor, bine ai venit în emisiune! Mirela, îți mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să te găsesc. Prin criza vârstei mijlocii putem trece cu toții, bărbați sau femei, la diverse intensități. Unele studii spun că acest fenomen ar fi specific societăților vestice, acolo unde accentul se pune pe tinerețe, unde oamenii nu prea acceptă îmbătrânirea, acea tinerețe fără bătrânețe. De ce în unele societăți, în unele culturi, această situație există, această criză a vârstei mijlocii, iar în altele mult mai puțin sau chiar deloc? Termenul a apărut cam pe la mijlocul anilor 60. Acum e specific civilizației occidentale. Studiile arată că în Japonia sau în India, de exemplu, oamenii nu trec printr-o asemenea criză. În China, de exemplu, cuvântul criză conține și oportunitate și e trăit ca o criză atunci când oamenii nu știu cum să gestioneze ceea ce li se întâmplă. În societatea occidentală, care, așa cum spui, e mai proaspătă, se manifestă ca o criză pentru că nu există riturile de trecere. S-a pierdut acest fenomen care s-ar fi întâmplat în mod normal în adolescență. Și rituri de trecere. Da, riturile de trecere. De la copilărie la adolescență. De la copilărie la a fi tânăr adult. Da. Iar până la urmă viața e o serie continuă de treceri de la o etapă la alta. Noi nu privim lucrurile în general în felul acesta și atunci când le privim mai degrabă sunt caricaturizate. Da? Când vorbim de criza vârstei mijlocii, apare imaginea bărbatului care pleacă de acasă sau își cumpără decapotabilă sau o formă sau alta de negare a prezentului și a ce se întrezărește și o încercare de a ne întoarce la tipare de comportament mai vechi, care sunt din adolescență sau de la începutul tinereții. Ori, ce se întâmplă în perioada aceasta e și o căutare a sensului. Și dacă nu se găsește un sens care să fie mai mare, care poate fi în comunitate, care poate fi la nivel spiritual, atunci energia se orientează către propria persoană, dar într-un mod care produce stagnare. Factorii care declanșează criza vârstei mijlocii nu țin neapărat de evenimente dureroase din viață, de niște traume, poate, ci de o formă de nemulțumire a situației în care te afli în acel moment? E denumit aceasta nemulțumire de sine? Pentru unele persoane se întâmplă să constate că și-au trăit viața mai mult sau prima parte a vieții, mai mult după așteptările celorlalți. Așteptările familiei, așteptările colective, de la ce ar trebui să facă, da? Ca bărbat sau ca femeie, de exemplu.
un bărbat poate să-și dea seama că a fost un tată bun, dar nu își cunoaște pasiunile. Nu știe ce îl animă, ce îl face să se simtă viu dimineața. Da? Și asta duce la o formă de depresie. Pentru o femeie poate fi o constatare a faptului că nu mai e suficient să-și trăiască viața din perspectiva imaginii și a corpului. Sau, pentru o altă femeie, poate fi constatarea că și-a sacrificat prea mult din viață pentru familie și nu și-a trăit propria viață. Oamenii pot veni la tine să-ți spună: am ajuns la 50 de ani, nu sunt mulțumit cu ce am făcut până acum, cu alegerile pe care le-am făcut. Pot schimba? Oare pot să schimb? Pentru că am niște responsabilități. Sunt oameni care au o familie, care au copii de întreținut. Adică e o implicare foarte puternică aici. E o presiune uriașă pe umerii lor. Și atunci spui: vreau să schimb ceva, nu e bine. Nu mă simt bine în această situație. Pot să fac ceva? Din experiența mea, oamenii într-adevăr vin cu niște trăiri foarte intense și prima dorință e cea de schimbare. Însă ce propunem noi e să vedem cum putem păstra ceea ce e dezirabil din ceea ce a alcătuit viața de până atunci și cum putem adăuga ceva. Câteodată poate fi nevoie de schimbarea asta, câteodată e suficient dacă ea e transpusă într-un plan simbolic sau e transpusă printr-o manifestare, într-un hobby. Ce ne dorim e să facem persoana să conștientizeze ce chiar are nevoie, să schimbe cu totul macazul sau doar să facă niște îmbunătățiri, să adauge ceva. Cu alte cuvinte, să nu acționeze impulsiv pentru că e presiunea acestor stări foarte intense. Zice că e chemarea sufletului uneori, dar alteori poate fi doar chemarea unor părți de viață netrăită și acolo ne dorim să vedem. E viața proprie care e netrăită sau e poate viața părinților netrăită și așteptările lor apasă în continuare. Oamenii în cabinet explorează și își dau seama dacă e chiar sufletul lor care îi cheamă către ceva nou și în ce fel pot să manifeste acel aspect nou. Perspectiva analitică junghiană propune să păstrăm întâi tensiunea, să vedem dacă ce se întâmplă și nu e bine în relație se datorează relației propriu-zise sau celelalte persoane mai mult sau e ceva ce nu funcționează și pentru că eu nu fac cum trebuie și atunci există riscul de a mă muta într-o altă relație, dar situația să se repete doar cu altă persoană. Și dacă stăm cu această tensiune și vedem ce e de la mine, ce e de la celălalt, ce putem repara, dacă e de reparat și dacă ne dorim să reparăm și ce nu mai poate fi reparat și atunci dacă constatăm asta, să vedem cum găsim resursele pentru a chiar schimba ceva, indiferent de vârstă. Că e la 40, la 50, la 60, la 70. Însă ce vreau să adaug legat de asta e că, într-adevăr, pe măsură ce înaintăm în vârstă, tiparele de comportament se rigidizează și e cu atât mai dificil să facem schimbări. În plus, cam pe la mijlocul vieții, încă există suficient de multă energie vitală pentru a implementa schimbările. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, energia asta se transformă în altceva. În ce se transformă? La modul ideal, în înțelepciune, în experiență de viață, în acele aspecte pe care, revin, civilizația occidentală pare că nu le mai prețuiește la fel de mult. Ai demnitate, ai prestanță, ai o altă atitudine, mai înțeleaptă asupra vieții? Această criză apare și pentru că e o deconectare a omului de la natură și de la ciclurile naturii. Dacă suntem mai conectați cu natura, asta înseamnă că și observăm ce se întâmplă în natură. Cine nu a făcut o schimbare majoră până la vârsta de 55-60 de ani, nu va mai face niciodată, chiar dacă este într-o relație care nu-i face bine sau la un loc de muncă nepotrivit. Mi-aș dori, da, cu optimism, să cred că există posibilitatea schimbării la orice vârstă, dar adevărul e că persoanele care nu au fost obișnuite să facă schimbări înseamnă că au dezvoltat și o personalitate rigidă. E nevoie, pe măsură ce trece timpul, din ce în ce mai mult de o minune ca să se întâmple această schimbare. Ori
Cine mai crede în minuni? Eu cred că e necesar să păstrăm și o credință în miraculos și în ceva care e supra-uman. Dar adevărul e că personalitățile rigide au șanse mai mici de a se transforma. Chiar dacă sunt niște evenimente cu potențial de transformare, e posibil ca acele evenimente să fie percepute mai degrabă ca având un potențial destabilizator. Să vorbim în continuare despre simptome. Voi, psihologii, ați făcut așa un clasament al felului în care se manifestă. Vreau să citesc câteva dintre ele și să le dezvoltăm puțin. Simptomele crizei vârstei mijlocii. Sentimentul profund de remușcare legat de scopuri care nu au fost îndeplinite. Un alt simptom, căutarea experiențelor care au funcționat în trecut și care ne amintesc de adolescență sau de începutul vieții de adult. Un alt simptom, mai mult timp petrecut în solitudine sau exacerbarea dorinței sexuale ori lipsa dorinței sexuale. Plictiseală, confuzie, furie sau resentimente din cauza nemulțumirii cu privire la statutul civil, profesional, economic sau social. Acestea ar fi doar câteva dintre manifestări. Să luăm primul simptom. Sentiment profund de remușcare legat de scopuri care nu au fost îndeplinite. Ceva nu a fost trăit acolo. Și ajungând la mijlocul vieții, văzând ce e după colț, poate apărea frica. S-ar putea să nu mai trăiesc niciodată acel ceva pe care nu l-am trăit încă. E un prilej bun de a vedea dacă acea dorință, care e una din trecut, mai e valabilă în prezent, dacă mai are sens în prezent. Da? Poate mi-am dorit să merg cu motocicleta la 20 de ani. Mai are sens să o fac acum sau nu? Fiecare persoană e vital să vadă pentru sine ce sens mai are acea dorință și remușcările acelea, dacă e nevoie să fie îndeplinite, puse în act, sau e nevoie să trăim doliu pentru ce nu s-a trăit și nici nu se va mai trăi. Un alt simptom în cazul crizei vârstei mijlocii, căutarea experiențelor care au funcționat în trecut și care ne amintesc de adolescență sau de începutul vieții de adult. Când te îndrăgostești ca în tinerețe, ce faci? Când vine vorba de îndrăgostire, ce propun eu e că e proiecția ceva din interior. Când suntem mai tineri, poate nu știm lucrul ăsta. Da? E de dorit, pe măsură ce avansăm în viață, să ne dăm seama că îndrăgostirea înseamnă că văd în celălalt ceva ce nu-mi dau seama că îmi doresc, am nevoie, există în mine și e proiectat pe cealaltă persoană. Îndrăgostirea se simte la fel. Întrebarea e dacă vreau să retrăiesc îndrăgostirea, da, și o dependență de îndrăgostire, sau vreau să o transform în altceva, în iubire, de exemplu, care e cu totul altceva. Dar ce faci cu acea îndrăgostire? Exact. Îndrăgostirea poate fi pusă în act sau poate fi metamorfozată în altceva care să aducă energie în interior. Cum pentru poate fi pusă după aceea în artă, de exemplu, poate fi pusă într-o relație matură care să fie de prietenie. Când suntem la prima tinerețe, există poate mai puține opțiuni. Pe măsură ce avansăm în viață, descoperim și alte nuanțe. Și repetarea tiparelor vechi presupune un fel de dependență de ce am cunoscut și în același timp poate și o frică de a explora altceva. Mai mult timp petrecut în solitudine, este acesta un simptom caracteristic crizei vârstei mijlocii? Sigur, poate să fie. În același timp, solitudinea, din perspectiva mea, e ceva bun, e diferit de singurătate. Presupune că îmi întorc atenția către mine, către ce am eu nevoie, către ce îmi doresc eu și către ce îmi poate da mie sens vieții. Și e diferită de singurătate care e trăită ca fiind apăsătoare. Chiar dacă e un fel de a doua adolescență, e caracterizată de alte trăiri. Dacă în adolescență se trăiește o rebeliune, în
această criză a vârstei mijlocii mai degrabă sunt caracteristice stările depresive, care înseamnă poate melancolie, poate înseamnă nostalgie, poate înseamnă o întoarcere a energiei către interior. Psihologii vorbesc și despre această exacerbare a dorinței sexuale sau lipsa dorinței sexuale în cazul crizei vârstei mijlocii. Atât exacerbarea dorinței sexuale cât și lipsa sunt simptome ale unor transformări. Atunci când apar ca modificări a obișnuințelor, exacerbarea poate să nu fie la fel de îngrijorătoare ca lipsa vieții sexuale. Însă energia erotică, dacă e răspândită în exterior, iarăși nu contribuie la descoperirea propriului sens. Inhibarea totală a vieții sexuale, la rândul său, e un simptom al depresiei. Și asta înseamnă că ceva se transformă, ceva se schimbă și e nevoie de energie pentru că aceste procese care se întâmplă în spatele culiselor, noi nu le putem vedea. Poate le întrezărim în vise, poate avem câte o frântură despre ce se întâmplă acolo, dar le simțim și ne dăm seama că lucrurile nu mai stau așa cum stăteau înainte. E firesc să se întâmple asta pentru că ceva din interiorul nostru ne cheamă către mai mult. Da? Există niște potențialități care încă n-au fost explorate, chiar în cazul unor oameni care trăiesc vieți din plin și bogate. E ceva acolo care a fost uitat, care n-a fost încă descoperit. Dar am nevoie să fac ceva cu mine, aflându-mă în această situație, în această criză a vârstei mijlocii. Studiile spun că în cazul bărbaților fiind aproape 10 ani și în cazul femeilor 5 ani, așa este? Da. Intervalele, da, sunt mai mari acestea în cazul sunt bărbaților. Ce poate să facă o persoană care simte că trece prin criza vârstei mijlocii este să vadă ce anume o atrage. Ce anume invidiază poate la alte persoane. Ce admiră la alții. Ce admiră. Odată ce văd înspre ce s-ar îndrepta energia, să chiar acționeze, să vadă cum pot să introduc acele aspecte în viețile lor. Pentru că nu e suficient să contemplăm de la un moment dat încolo, e nevoie și de acțiune. Și acțiunea asta poate să fie foarte diferită. Pentru unele persoane poate însemna să se ducă către spiritualitate, pentru altele către mai multă acțiune, pentru altele către comunitate și contribuție socială. Ține de fiecare persoană să descopere ce anume oferă sens și cum ar vrea să arate următoarele capitole ale vieții. Nu e ca și cum am ajuns la ultimul capitol. Jung spunea că viața începe la 40 de ani. Ce cred eu e că se referea la faptul că abia atunci începe o persoană să se descopere cu adevărat. Nu putem trăi toată viața deodată, toate potențialitățile. În prima parte a vieții sunt responsabilitățile pe care le avem față de familie, față de societate. Începem să ne găsim un loc, să avem copii. Poate la vârsta mijlocie copiii deja au plecat de acasă sau au crescut, poate că statutul deja e stabilit, însă au rămas alte părți care n-au fost încă manifestate. Pentru unele persoane poate să fie vorba despre zona profesională mai ales, pentru altele poate fi legat de zona familială, poate unele persoane nu și-au făcut o familie până la vârsta asta și încep să simtă cu intensitate regretul. Unii sociologi vorbesc că ar fi ca un fel de criză în așteptare, s-au făcut studii și în acele studii se spune așa, urmează o perioadă a vârstei mijlocii când va apărea o criză, fii pregătit și e stresul acela că s-ar putea să intru și eu în criza aceea și e o prestare tensionată înainte de a ajunge la 40, 45, 50 de ani. Se întâmplă și acest fenomen. Sigur, și pentru unele persoane și statisticile ne arată că pentru cele mai multe nu e trăită neapărat ca o criză atât de intensă. E o perioadă mai degrabă de reevaluare a valorilor, de reevaluare a modului în care ne petrecem timpul. Timpul pare că devine mai prețios. E o criză tocmai pentru că încearcă să repare ceva, încearcă să
aducă mai multă integritate personalității. E o oportunitate, așa cum spuneai, nu e ceva care să ne sperie. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, sigur, eforturile sunt din ce în ce mai mari ca să păstrăm aspectul fizic cât mai aproape de ce știam. Dar dacă vrem să avem o viață împlinită, inclusiv acceptarea degradării corpului e necesară și nu acceptăm ceva fără să înlocuim cu altceva. Vedem în ce alte domenii ale vieții putem găsi sens care să înlocuiască faptul că, nu știu, o femeie își pierde din aspectul erotic, poate, iar un bărbat își pierde din putere. Criza e trăită ca atare tocmai pentru că personalitatea are tendința de a păstra tiparele cunoscute și nu a se îndrepta către noi orizonturi. Ori tulburarea vine din părți mai profunde ale psihicului inconștiente. Cred că unul dintre aspectele care relevă dacă e prea mult e că se simte ca dezechilibru, că nu e armonie. Dar armonia între corp, minte, suflet e necesar să fie păstrată la orice vârstă, însă capătă aspecte diferite în funcție de etapa vieții. Să nu le fie frică de criza vârstei mijlocii persoanelor care trec prin această situație. Indiferent de intensitatea cu care e trăită, ce propun eu e să vedem că există oportunități, că sunt niște învățăminte de luat de acolo și că fiecare persoană poate să crească indiferent de vârsta la care se află. Totul ține de cât de mult este dispusă să facă niște transformări. Pentru că transformările astea vin dinspre profunzime, dar e nevoie și de participarea personalității, a persoanei. Nu poate să facă doar viața, toată munca. E nevoie de o colaborare între conștient și inconștient. Și că niciodată nu este prea târziu să-ți îmbunătățești viața, da? Și să o duci către un scop măresc și către mai multă satisfacție. Pe măsură ce acumulăm experiență, putem să facem acest scop măreț să chiar prindă viața și să se manifeste în realitate. Să-ți găsești împlinirea la orice vârstă. Cu siguranță este posibil. Mulțumesc, Victor, pentru prezența ta în emisiune. Da. Eu îți mulțumesc pentru invitație încă o dată. A fost o plăcere.